Bună seara! Așa cum au anticipat medicii care au fost pe data de 16 septembrie în cabinetul din umbră, la mijlocul lunii octombrie, spuneau ei, vom atinge vârful acestui val nou de pandemie, valul 4. Din păcate, nu au greșit. Acele previziuni pe care le-au făcut sunt adevărate și asta se vede în cifrele pe care le comunică în fiecare seară Ministerul Sănătății. Suntem în creștere, urcăm pe val, cum s-ar spune. Situația se complică, nu este la fel de gravă cum e în România, dar ne ducem în vârful acestui nou val. De asta am zis să discutăm din nou acest subiect pentru a încerca să trezim cât mai multă lume, să înțeleagă și să conștientizeze și necesitatea vaccinării, dar și necesitatea protecției contra COVID-ului. De aceea am invitat în cabinetul din umbră în această seară doi șefi de spitale care găzduiesc în această perioadă pacienți COVID în Chișinău. Este vorba de Oleg Crudu, directorul Spitalului Modular Sfânta Treime de la Moldexpo, cunoscut și ca Centru COVID. Bună seara! Bună seara! Și Mihai Ciocanu, directorul Institutului de Medicină Urgentă, cunoscut și ca Spitalul de Urgență. Bună seara! Bună seara! Tot alături de noi este Ninel Revencu, coordonatoarea campaniei naționale de vaccinare. Așa, o să începem cu șefii spitalelor ca să înțelegem ce se întâmplă în spitalele din care veniți în aceste zile, în această perioadă. Să ne spuneți dacă mai aveți locuri și să ne spuneți care este starea de spirit a angajaților, a medicilor. Deci, dacă încep cu Spitalul de Urgență sau Institutul de Medicină Urgentă, noi suntem desemnați de către Ministerul Sănătății să acordăm asistență medicală persoanelor cu COVID cu forme grave și extrem de grave. Concomitent, spitalul nostru este unicul spital care realizează și intervenții chirurgicale pentru pacienții cu COVID, fiindcă și astfel de pacienți avem. Se are în vedere intervenții chirurgicale de urgență care apar în timpul molipsirii sau când se molipsesc de COVID. Până în prezent, noi am desfășurat 62 de paturi în terapie intensivă. Ca să cunoașteți, 62 de paturi de terapie intensivă ca volum de muncă este cam un spital poliprofil de 500 de paturi. În mod obișnuit, câte paturi aveți acolo? Noi acum avem 750 de paturi, dintre care 100 de terapie intensivă. 62 din ele sunt destinate pentru pacienții COVID. Și, de asemenea, în cadrul spitalului nostru avem activate încă 20 de paturi într-o secție chirurgicală reprofilată pentru pacienții care au nevoie de intervenții chirurgicale. Ei nu fac forme grave, dar au nevoie și de intervenții chirurgicale. Și pentru perioada post-terapie intensivă, după ce pacienții sunt transferați de pe secție de terapie intensivă într-o secție obișnuită. Vreau să vă zic că, iată la ora aceasta, pe aceste 62 de paturi, noi avem 57 de pacienți în stare gravă și extrem de gravă și 24 de pacienți în secție reprofilată. Da? Îmi spuneți de ce pe 20 de paturi avem 24 de pacienți. Dar se mai întâmplă. Adică noi în saloane care ne permite situația, putem să plasăm în loc de 3 pacienți, plasăm 4 pacienți. A, mai puneți un pat. Da, mai punem un pat. Exact. Deci, starea de spirit este foarte și foarte tensionată. Eu vreau să vă zic că personalul medical este supraobosit, efortul emoțional este extrem de mare. Pe lângă efortul fizic pe care îl au lucrătorii medicali, fiindcă la noi în spital ei fac ture de 24 de ore și se schimbă din 4 în 4 ore, fiindcă în secție de terapie intensivă nu poți lăsa pacientul fără personal.
Deci, acolo personală în permanentă. În permanență trebuie să fie alături de patul pacientului, fiindcă ei au nevoie de îngrijiri speciale. Și de aceea noi ținem în tură cel puțin 4 doctori, 12 asistente medicale, infermiere, în jur de 12 iarăși. Deci, în total, 120 de persoane în permanență sunt antrenate în deservirea acestor pacienți. Am spus că efortul fizic este mare, dar cel mai important este efortul emoțional. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi în permanență trebuie să comunicăm cu rudele, care sunt foarte și foarte îngrijorate față de sănătatea pacienților care au venit la noi în terapie intensivă. Noi avem pacienți absolut din toate raioanele țării, fiindcă aici la noi se concentrează cele mai grave cazuri. Vreau să vă zic că rata de reușită a tratamentului în secțiile noastre nu depășește 50%, ceea ce înseamnă că jumătate din acești pacienți decedează. Jumătate? Da, jumătate din pacienții care vin în terapie intensivă decedează. Și doar numai jumătate supraviețuiesc. Deci acele 5%, deci 5% care fac din totalul, da, pacienților care s-au infectat cu COVID, 5% fac, da, forme grave și extrem de grave, care au nevoie de terapie intensivă, și din ei 2,5-2,7% decedează. Deci cele 720 și ceva de cazuri de deces pe care le avem, 7000, mai iertați, da, 200 de cazuri de deces pe care le avem până în prezent, a treia parte s-au întâmplat în cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Da. Asta este situația, fiindcă noi încă de la debutul pandemiei nu am ieșit nici pentru o săptămână din noi în permanență. Am fost activați cu paturi de terapie intensivă. Au fost cazuri când pandemia a cedat, când aveam doar numai 20-30 de pacienți pe aceste 62 de paturi. Dar acum ele sunt toate pline. Deci toate pline. Da, cei care mor de obicei sunt cei care ajung să fie intubați? Sau nu e neapărat? Dacă înainte, în primele două, trei faze, da, ale pandemiei, noi avem, deci la noi erau cu preponderență pacienți cu boli cronice, da, în vârstă și așa mai departe, acum profilul pacienților s-a schimbat total. Total. Sunt și tineri. Deci la moment noi avem, dar mai mulți avem în vârstă de la 40 până la 60 de ani. Da. Deci ei constituie cam 70%. Și stranul este faptul că fac forme grave și extrem de grave pacienți care nu au în anamneză boli cronice. Încă înainte ajungeau la noi doar numai pacienții care aveau boli cronice, cardiace, pulmonare, diabet zaharat, bolile ficatului, rinichilor și așa mai departe. Iar acum sunt persoane care fac forme extrem de grave, care nu au un antecedente ceva deosebit din punct de vedere al stării sănătății. Și dumneavoastră cum explicați asta? Explicăm faptul, prin faptul că, cu regret, pe lângă faptul că aceștia nu s-au vaccinat, ei se adresează la medic foarte târziu. Deja când boala este în stadiu de inflamare a plămânilor, adică nu vin în faza de multiplicare a virusului în primele 7 zile, dar ajung la noi în spital sau chiar se adresează medicului deja după 10-12 zile de boală, când începe inflamarea plămânilor,
începe să apară probleme de respirație și după aceea, evident că dacă apar aceste complicații, încep să cedeze alte organe, cum sunt ficatul, creierul, plămânii și așa mai departe. Și de fapt, în aceste stadii, noi nu ne ocupăm doar numai de tratamentul bolii propriu-zis a COVID-ului, dar și mai de tratamentul mult, mai, evident, noi ne ocupăm mai mult, de fapt, în aceste stadii târzii, mai mult de menținerea în viață a acestui pacient. Și vă zic că, de fapt, eu vreau să vă zic că rezultatele nu sunt rele, fiindcă cam în toată lumea pacienții cu forme extrem de grave care au nemerit în terapie intensivă, cam asta este rezultatul tratamentului. Serios? Cam 50%. Mm-hmm. Da, așa este. Da, domnul Crodu, care e situația la dumneavoastră? Da, deci din stat aș vrea să întreb o claritate, este o confuzie. Deci când a fost creat centru COVID, fondatorul era ministerul, deși la bază Spitalul Sănătrim era o instituție aparte. Din octombrie 2020, acesta nu mai este centru COVID, este un departament al spitalului care este amplasat pe altă adresă. Și la ziua de astăzi, Spitalul Sfântă Treime, în comun cu departamentul COVID de la Moldexpo, gestionează puțin peste 1000 de paturi. Deci 630 în incintă spitalul în mijlocit și 450 la Ghioceilor 1 Moldexpo. Și totodată spitalul a intrat în pandemie cu 18 paturi de terapie intensivă. Pe parcursul pandemiei, noi acest număr l-am adus la 66 de paturi. Deci, practic, de 4 ori am mărit numărul de paturi de terapie intensivă. Chiar este o performanță. Paturi libere aveți acum? Deci, la momentul ziua de astăzi, paturi libere în terapie intensivă nu există. Deci, din 66 de paturi de terapie intensivă de care dispune spitalul, 48 sunt reprofilate pentru pacienții cu COVID. Deci, la moment, chiar nemijlocit înainte de emisiune, am verificat, noi avem 48 de pacienți pe 48 de paturi. Și la Moldexpo se află puțin peste 300 de pacienți. Dacă în anul trecut numărul de adresări era destul de mare, ponderea bolnavilor grave era mult mai mică. Ori persista panica aceasta și orice bolnav care era testat pozitiv, ori avea, pierdea puțin mirosul, el se adresea și asta era suficient pentru a fi internat. Da. Acum, numărul de adresări este mai mic. Sunt aduși pacienții în stare gravă și extrem de gravă, ca regulă. Eu vorbesc acum de Moldexpo, nu pot spune toată situația pe toată țară, da? Dar la Moldexpo s-a dus bolnavi ca regulă în stare gravă și extrem de gravă. Eu o să fiu de acord cu domnul Cica. Deci, personalul medical este într-o stare depresivă, depresat, deci extenuat. Nu vorbim de fizic. Fizic, mă rog, mai poate trecut. Însă decesele acestea multe. Deci noi nu suntem deprinși cu așa număr de decese. Deci profesia aceasta de medic, când noi alegem, noi nu alegem pentru niște manopere frumoase, o să faci operație, o să faci o consultație. Noi o alegem pentru rezultat. Bolnavul vine pe timp și pleacă de la noi tratat. Și atât în momentul când noi nu atingem scopul ăsta care l-am pus inițial când a venit în medicină, când vine bolnavul și tu ai un procent de 50 ori peste 50 de letalitate, asta te induce într-o depresie totală. Este acest fenomen. Așa este. Prin zi, câți mor la dumneavoastră? Plus, minus. Diferite situații au fost. Au fost zile când n-a murit niciun pacient. Au fost zile când au murit 7, 8, până 10. Aceeași situație și la noi. Între 3 și 8 pacienți zilnic mor. Da, deci e un număr comparabil de pacienți care s-au în terapie intensivă și asta este situația. Da, spuneți-ne, din numărul celor care mor, dacă aveți, bănuiesc că aveți, cât la sută sau un număr sau în cifre au fost sau nu vaccinați? Deci ponderea pacienților nevaccinați este categoric mai mare. Deci, haideți să o spun la ziua de astăzi. Procent. Ziua de astăzi din 48 de pacienți, noi în terapie intensivă avem 4 pacienți din 48,
mă rog, s-a declarificat pacientul. 4 deci, vaccinați? 4 vaccinați se află în terapie intensivă din 48, așa, numărul total. Deci un procent mult mai mic. Nu pot să vă spun dacă am înregistrat decesie în rândul pacienților. Îmi trebuie să conștientizăm că vin pacienți, deși sunt vaccinați, sunt cu patologie destul de severă. Uh-huh. Și vârstă destul de înaintată, da? Și chiar dacă ești vaccinat, deci dacă suferi de o maladie concomitentă destul de severă, da, cu un potențial tonatogen destul de mare, poate să se întâmple. Însă asta, ca regulă, este mult mai rar. Eu vreau să vă zic, iată, la noi au decedat de la începutul pandemiei în jur de 2600 de pacienți. Deci este o cifră extraordinar de mare. Foarte mare. Deci noi înainte, în anii obișnuiți, aveam 300-400 de decese la 24-25 de mii de externări. Asta este un indicator normal. Adică 2 între 3, 2 între 4, într-un spital republican, să fie letalitatea la 100 de externări, asta este bine. Uh-huh. Acum vă dați seama, 2700 într-un an și cât? Un an și 8. Un an jumate. Un an jumate. Deci este foarte mult. Este foarte mult. Domnul Călgoreanu, dintre aici 2700 de pacienți decedați de COVID, doar numai o persoană a fost identificat ca fiind vaccinată. În rest, toți erau nevaccinați. Nici unul nu era vaccinat. Asta este problema mare a noastră. Deci, evident, noi, toată lumea, avem drepturi consfințite și în Constituție și în documente internaționale și așa mai departe. Dar, în viziunea mea, noi ar trebui să fim puțin mai insistenți în a lămuri necesitatea vaccinării pentru o populație. Mai cu seamă în cazurile persoanelor în prezent, a persoanelor tinere, unde există o cotă foarte mare neacoperită cu, da, cu și a persoanelor care au boli cronice. Fiindcă de multe ori se invocă că prezența unei boli cronice la un pacient reprezintă o contraindicație. Nu este corect. Nu există contraindicație pentru pacienții cu persoane cu boli cronice. Da. De asemenea, mamele care alaptează copiii tot trebuie să se vaccineze. Gravidele tot trebuie să se vaccineze. Nu știu de ce la noi, în toate sursele acestea de informare care nu sunt legate cu medicina, toți vorbesc că, iată, toate aceste stări sunt contraindicații pentru vaccinare. Da, nu este corect. O să, mai încolo, o să vorbim despre situații de genul ăsta, dar vreau să vorbim și cu doamna Revencu, pentru că vaccinarea e foarte importantă în contextul în care discutăm. Am văzut cifrele de azi din România, cumva raportat la situația dramatică prin care trece România în momentul acesta, 100.000 de vaccinări într-o zi, deci într-un fel s-au trezit românii, cum s-ar zice. M-am uitat ce se întâmplă și în Ucraina. La fel, am văzut cozi la centrele de vaccinare din Ucraina. La noi, ce se întâmplă? Noi așteptăm, ne vom trezi și noi într-un final. Vreau să continui tema COVID-ului și maladiei care, iată, ne-a răpus atâta lume din țara noastră. Și în continuare vreau să zic că această maladie deja devine o prerogativă nu numai a bătrânilor, dar și a tinerilor. Da. Și numărul și copiilor a crescut considerabil cu aceeași perioadă anului trecut. Practic am ajuns la 10% din copii care în totalul îmbolnăvirilor sunt cu COVID. Și considerăm că procesul ar trebui cumva monitorizat, da, informat,
Da, dar să ne uităm în retrospectivă, foarte mult s-a discutat cu populația, chiar începând din timpul campaniei de imunizare, în data de 2 martie, când s-a dat startul campaniei de imunizare, noi practic nu am avut nicio zi liberă să nu mergem în teritoriu. Practic toate raioanele Republicii au fost acoperite cu informare. Și de unde reticența asta? Au fost discuții foarte multe împreună cu autoritățile publice locale, cu cele centrale, cu administrația centrală. Vorbesc de frontieră, Ministerul Afacerilor Interne, Banca Națională, multe, multe discuții au fost. Luna iulie, practic, toată echipa a fost doar în teritoriu, inclusiv și studenții de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Deci ne-am pomenit și atunci vorbeam, oameni buni, este un timp extraordinar de bun, este o micșorare considerabilă a cazurilor COVID-19 în Republica noastră, nu aveți riscul să vă infectați și în centrele de imunizare, mergeți deschis la imunizare. Cu atât mai mult că în țară au venit foarte multe vaccinuri. Da. Și dacă vă amintiți, erau cozi și la noi, când lumea aștepta vaccinul și prindea rând de la 3 noaptea. Și s-au vaccinat cei responsabili. Și practic această cifră și de numărul vaccinării se reflectă în numărul îmbolnăvirilor. Am ajuns în luna august-septembrie, a scăzut considerabil numărul vaccinărilor. Dacă aveam săptămâni când se vaccinau 80.000, 90.000, am ajuns când pe săptămână sunt 25.000 doar vaccinați. Este o situație catastrofală după mine și aici trebuie de întreprins măsuri foarte serioase pentru a proteja populația țării. Da, sunt drepturi, dar mai avem și obligațiuni. Avem obligațiuni, în primul rând, față de sine, să fim sănătoși și să putem munci și să creștem copiii și avem obligațiuni și față de societate. Este, până la urmă, este și securitatea națiunii noastre, a republicii noastre, cum noi vom ieși din pandemia dată. Dar haideți să ne uităm care sunt experiențele altor țări, ce măsuri au întreprins alte țări și care au fost factorii identificați care au stopat sau au stagnat campania de imunizare. Aici mi-a plăcut o expresie a unei persoane foarte inițiate, profesionale în domeniul epidemiologiei, dar și imunizării, care a spus că aici puteți să incriminați 3 factori. În primul rând este neîncrederea în sistemul dumneavoastră de sănătate și asta într-adevăr este, fiindcă acele mesaje destructive pe care le aduc careva medici. Eu le vorbesc așa medici, pentru că aceasta nu este un medic bun care vine și spune că nu te vaccina, că este un vaccin nou și nu se știe la ce o să aduc acest vaccin. Am auzit există așa, părinte, și așa da. Ceva. Da. Doi, este o neîncredere în elitele noastre politice. Haideți să spunem și aceasta, că există. Doi, este un nivel mai jos, cum eu zic, mai deosebit de educare în populație și asta este rezultatul sistemului nostru de educație. Când în școlile noastre biologia, fizica, chimia o predă un specialist care nu este inițiat, nu cunoaște obiectul dat și asta este rezultatul. Când în sate același pedagog vine și spune că da, nu mă vaccinez sau arată cu degetul, dacă a venit un copil din România și este vaccinat și toți se uită la el ca la ceva deosebit și straniu. Și mai este și un factor pur al nostru, că o să credem mai repede o cumătră, o vecină sau o nănașă, care și mai repede o să creștem, cum eu am zis, că câinele zboară decât că vaccinul o să-ți aducă beneficii. Da. Asta este. Deci, da, să ne uităm ce au întreprins alte țări pentru a readuce, a relansa, a impulsiona campania de imunizare. În primul rând, introducerea certificatului de vaccinare și obligațiunea de a te prezenta în serviciu, în spațiu public, unde dorești, cu prezentarea certificatului de vaccinare. Deja este uzual, cum se spune, că dacă ai intrat într-un cert comercial, te-ai scanat și ai intrat. Ei, la noi am văzut că treaba asta tot s-a introdus. Numai nimeni nu verifică. Una e să introduci, noi, cum eu zic, avem legi foarte bune, dar în afară de legi mai este și monitorizarea, mai este și evaluarea, mai este și aprecierea, ce se întâmplă. Bine, noi discutăm, da, în transportul public trebuie să respectăm distanța, trebuie să transportul să fie doar cu pasagerii conform locurilor care sunt. Dar noi vedem ce se întâmplă. Trebuie să purtăm masca și la întrebarea
a unei persoane tinere, destul de inteligente, de ce nu ești fără mască în transportul public? Răspunsul a fost mai cunoscut pentru țara noastră, nu vreau să-l repet. Și asta este mentalitatea. Și se uită la mine că, dar ce dorești? Că nu este. În situații de astea noi pârghii, sau acele comentarii ca, de exemplu, dar COVID nu există, am auzit de la așa o persoană, da. COVID nu există, vaccinul voi, criminal, COVID vaccinul nu există. Este criminal și în genere da. Noi facem bani. Și medicii fac problema bani. Este destul de serioasă. În toate țările unde a fost atinsă o acoperire maximă de imunizare cu de 80%, 70%, numărul îmbolnăvirilor, numărul deceselor este considerabil mai mic. Exemplu este Marea Britanie, indiferent în pofida că circulă și o tulpină nouă, cum se mai spune, Delta Plus, care nu se știe cât de contagioasă și cât de gravă este ea, dar numărul de decese este cu mult mai mic în comparație cu România. Spuneți-mi, dacă nu v-ați gândit foarte serios la ideea atragerii bisericii ca partener în această bătălie pe care trebuie să o duceți. Întrebarea și propunerea este bună și am mai zis-o și la dumneavoastră în emisiune că văd ca și o mână dreaptă și un suport a sistemului nostru de sănătate și a guvernului este biserica. Și uitați-vă, astăzi am citit un apel al liderilor diferitor biserici care promovează ca lumea să se protejeze și să meargă la vaccinare. Inclusiv și Biserica Ortodoxă din Rusia la fel a apelat și a zis că dacă nu te vaccinezi, înseamnă că tu expui riscului pe tine și pe ceilalți. Da. Și asta este un păcat. Un pic și la noi am văzut o schimbare de atitudine a bisericii față de tot ce înseamnă COVID și vaccinare. Dacă vă amintiți, la începutul pandemiei umblau cu... când încercau să-l sperie pe Ion Chicu, premierul, fostul premier. Cu regret, acele ieșiri, nu doar numai din partea bisericii, dar și din partea unor, să zicem așa, în ghilimele, asociații de protecție a drepturilor nu știu cui, care negau însuși existența virusului și erau împotriva vaccinării. Deci, acum această presiune este puțin mai mică, dar efectele acelei campanii... Ele se resimt și acum, fiindcă eu mai plec la rudele mele de la țară și eu văd ce vorbesc ele. Da. Exact vorbesc în limbajul care a fost cu oană. Exact. Cu oană urmă. Și mă uitam... Bun, pot să-i dau numele, că e persoană publică, mă rog, fost Iurie Roșca. Deci tot s-a infectat și mă uitam la postarea legat de sfaturile pe care le dă el. Deci folosiți antibiotici cât mai puternice și rugați-vă la Dumnezeu. Asta e ce... Deci asta e o deplasare de la gândirea normală a unui om. Și aici aș enunța și un alt factor care posibil că sporește reticența la vaccinare este bântuirea unor mituri în societate. Le spun că deja ciparea a fost, deja nu mai credem în cipare, că am înțeles că avem telefonul alături mobil și e destul informația sau un computer și destul să cunoști toată informația sau un card bancar și nu neapărat să fii cipată. Mai există și iarăși acele, cum a zis și domnul Ciocan, contraindicații la vaccinare. Am zis că există contraindicații absolute. Și această contraindicație absolută dacă persoana are o alergie la un component de vaccin pe care dumneavoastră îl primiți în fiecare zi. Este cașcavalul și este pasta de dinți. Nimeni din Republica noastră nu are alergie la pasta de dinți. Așa este. Deci există amânarea vaccinării. Presupunem, într-adevăr, ai o maladie cronică și te simți rău. Ești decompensat. Asta nu înseamnă că ai contraindicație, ai amânare. Scuzați, din martie până în noiembrie deja puteai să fii stabilizat și să mergi la vaccinare. Nu există
există contraindicații pentru tineret. Cu regret, procentul tineretului vaccinat este foarte mic. Dacă cei adulți s-au vaccinat în proporție de 70%, 50%, dau exemplu, lucrătorii medicali 90%, pedagogii, 70% din pedagogi s-au vaccinat, persoanele cu vârsta mai mare de 60 de ani totuși s-au vaccinat, dar persoanele de la 18 ani, 30 până la 30 de ani, aici un procent destul de mic, chiar infirm. Aici vreau să adaug că, de fapt, persoanele tinere sunt cei care împrăștie această maladie. Sunt cei mai activi. Da. Ei fac forme ușoare, nu se tratează, nu se testează și în timpul când fac această formă ușoară, ei răspândesc această infecție. Ca să cunoașteți. În cele mai multe cazuri. Da. Cea mai frecventă frică pe care am auzit-o în perioada asta din partea tinerilor este că din cauza acestui vaccin vor rămâne infertili, nu vor putea avea copii. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce e mai periculos? Vaccinul pentru fertilitate sau COVID-ul? Indiscutabil că este COVID-ul. S-a demonstrat că acele persoane care fac COVID pot deceda, pot avea forme grave de boală și să aibă boală cronică pe parcursul vieții. Nici o persoană care a fost imunizată nu a devenit infertilă și mai mult ca atât, acele persoane care s-au vaccinat au avut graviditate, mai mult ca atât, foarte multe femei gravide în toată lumea au fost vaccinate din motiv că se formeze acești anticorpi și acești anticorpi se transmită să protejeze fetul nenăscut. Și aceasta ne permite ca femeile să nască în termen, copiii să fie sănătoși, să nu avem în reanimare și terapie intensivă cu COVID copii nou născuți, cum au fost, să nu avem cei de o lună care sunt neajutorați și ajung până la respirație dirijată în unele țări, la noi nu sunt așa forme grave, dar în alte țări sunt așa variante. Deci, haideți să fim foarte deschiși și să credem în sfârșit în știință, până la urmă, că aceste vaccinuri au fost elaborate grație unor minți lucide, unor investiții, unor guverne, unor fonduri mari pentru a salva populația. Mai mult de jumătate din glob deja a fost vaccinată. Ce mai trebuie în Moldova? Ce argumente trebuie să mai aducem în Moldova ca să înțeleagă că doar vaccinarea ne va salva? Da, trebuie să luăm publicitate acum. După publicitate o să vă arătăm și niște grafice foarte interesante. Eu nu le-am văzut până înainte de emisiune, dar vreau să vă spun că sunt strășnicuțe, ca să zic așa. După publicitate le discutăm. Înainte să vă arătăm infograficile despre care vă ziceam înainte de publicitate, domnul Crudu, l-am întrerupt la un moment dat și avea ceva foarte important. Noi am discutat un pic în pauza de publicitate și am zis neapărat să abordăm și în direct subiectul ăsta, pentru că mi se pare extrem de important. Deci, noi în prima fază discuției vorbeam despre letalitate COVID. Da. Noi trebuie să înțelegem și în societate des să auzim că, da, celelalte boli n-au dispărut. Da, ele, într-adevăr, n-au foarte dispărut. Des auzim asta. Și cu regret noi trebuie să constatăm că odată cu letalitatea de COVID a crescut esențial și așa numită letalitate colaterală COVID-ului. Haideți să explic ce înseamnă acest lucru. Deci noi când spunem că fortificăm sistemul prin reprofilarea paturilor, noi trebuie să conștientizăm că reprofilând niște paturi, noi le scoatem din alt sistem, noi le scoatem din acordarea unor altor ajutoare. Da? Nu, haideți să vorbim la concret la ziua de astăzi. În momentul când un spital este încadrat integral în COVID, când a doua spital este integral în COVID, înseamnă că acest lot de pacienți care a deservit până la acel moment, el revine într-un spațiu mai îngust, vine doar într-un spital. Și în aceste situații, în secția de primire, departamentul de primire, va fi o selecție foarte dură. Și pacientul care în mod normal ar putea fi internat astăzi, lui se va refuza, va fi internat un pacient mai grav. Și pacientul acesta mai grav, deseori, va da un procent mai înalt de letalitate. Și doar peste 3-4 săptămâni de zile, când pacientul care în mod normal putea fi internat și tratat preventiv, el va veni cu o întârziere, care iarăși, potențial,
ar putea da o letalitate mai mare. Și nu numai asta. Deci când pacientul aude că spitalul este introdus în COVID, el se teme, este frică și nu se adresează. Iată, este așa niște cifre foarte îngrozitoare. Dacă în mod normal, în alți ani, timp de un an de zile, pacienții care decedau în primele 10 minute de adresare în spital, erau numărul acesta era neglijabil. Eu îți vorbesc despre spitalul din mijloc cât că eu conduc. Da. Erau 5, 6 până la 10, timp de un an. Apoi în anul 2020, pacienți care au decedat în primele 10 minute de adresare la spital au fost 68. Incredibil. Asta despre ce vorbești? Pacienții stau acasă, ei se tem, ei nu se adresează. Și se adresează doar în fază terminală, când deja noi nu mai putem ajuta. Letalitatea pe spital, pe unele secții, în anul 2020, vorbesc de secții non-COVID. Da. Deci au crescut, au și a ajuns la 300%, deci de 3 ori. Deci asta aceiași tot medici tratează cu aceiași medicamente, cu aceiași cunoștințe, cu aceiași condiții. Unica numai că pacienții veneau cu regret într-o stare foarte deteriorată, foarte târziu, da. Și numesc patologia aceasta colaterală nu doar că mai există și letalitatea post-COVID. Deci pacienții, chiar și dacă iese din față COVID și deja se atestă un test negativ, ei cu regret dezvoltă o mulțime de complicații post-COVID și pot deceda nemijlocit după patologia aceasta, ori într-un termen oricare, în timp 2, 3, 4 luni de zile. Și acest lucru tot este, cu regret se constată. Așa că când noi vorbim despre reticența aceasta patologică, eu chiar aș spune la noi în Moldova, mie mi-a plăcut exemplul care doamna Nina Revenco a spus despre educație. Nu de mult am găsit o sursă tare interesantă. Deci eu vorbesc pe Daniel David, acesta este profesor, psiholog de România, actual rector la Universității din Cluj. El în 2010 a scris o carte, se numește Psihologia Românilor. Și iată, în cartea aceasta el aduce așa termeni destul de șocați. Deduce termenul de nivel scăzut de alfabetizare științifică. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă alfabetizare științifică? Deci el constată că din respondenții care au fost intervievați, 42% nu afirmă că soarele se învârtește în jurul Pământului. Da? Peste 60% nu pot explica de ce bate vântul. Peste 70% nu pot explica de ce este fluxul și refluxul. Despre ce vorbesc eu? Este foarte complicat să explici populației cu termeni științifici, chiar științifico-popular, da? Când oamenii lucruri pur și simplu elementare nu le cunosc, nu le percep. Iată, noi încercăm să spunem că iată vaccinul, aceasta în principiu sunt, introducem niște antigeni care în sistemul imun inactiv, face, care inactiv, nu care simulează, care simulează de fapt boală și nu dezvoltă și se dezvoltă, ei nu percep lucrul ăsta. Le mult mai ușor a crede în teoria conspirației. Da, și pentru că e interesant. Da, și încă un termen care... Scrieți în chip, în antenă, păi 5G. Da, mult mai ușor. Și încă un termen care îl introduce, l-am găsit la domnul Daniel David, el vorbește despre analfabetism funcțional. Deci, și aici iar interesant, după diferite metode s-a stăplit că de respondență aproape 50% din tineri, da, au acest analfabetism funcțional. Ce înseamnă analfabetism funcțional? Când omul e în stare să citească foarte bine, coerent, da? El citește textul, el nu poate să înțeleagă ce a fost, nu poate exprima ideea, despre ce este vorba. Și studia aceasta nu a fost făcută la noi în Moldova, a fost în țară de Cehia. Foarte interesant ar fi să vedem cifrele la noi. Presupun că a fost un număr mai bine de pe el. Da. În circunstanțele astea chiar este practic imposibil. Eu vreau să fiu corect și să nu dau vina doar pentru societate. Da, deci avem și noi păcatele noastre. Noi, medici, eu vorbesc, că ați dat
la comunitatea din care fac parte. Deci nu tot timpul au fost suficienți de coerenți în explicații, chiar în perioada pandemiei. La început mai ales. La început, da, la început. Hai să ne aducem aminte. Care de ce nu mai era? Haideți să ne aducem aminte, doar existau niște bâlbâieli cu purtarea. Mă, purtăm mască? Nu, da, purtăm au mască. Fost, da, au fost. Au fost chestia asta. Și implicarea politicului. Și implicarea politicului, da. Și boala aceasta da. Este așa, știi, și ea va trece foarte ușor. Da, da? Trece era chestia asta. Când ne-am relaxat și ne aruncam dintr-o extremă în alta, din panică, în relaxare. Aici nu trebuie nici panică, nici relaxare. Exact. Deci relaxarea, care relaxare? Este un pericol, pericol de moarte. Și trebuie să conștientizăm chestia aceasta, da? Deci, când noi aveam niște sfaturi că trebuie cel preparat să folosim, pe urmă nu trebuie cel preparat să folosim, când de vedeam panacee într-un preparat și pe urmă să clarificam preparat, a fost și chestiile acestea. A fost, nimeni n-a fost pregătit de această pandemie, trebuie să recunoaștem, nimeni pe glob. Da, nimeni n-a fost, dar făceam greșelile astea deoarece. Dar greșelile au fost. Și unele, dacă vin la vaccinare, deci poate că nu tot să fie corect, de acord cu mine ce o spun, și în promovarea vaccinării noi am avut unele lacuni. Deci câteodată discuți cu colegi, discuți cu oameni, nu numai cât din lumea medicală, care chiar din lumea academică, care nici cum nu poți să-i vinuiești, să-i acuși, că da. Au un alfabetism da. Funcțional, cum da. Zic eu, da? Da, da? Destul de bine. Și noi când spuneam, chiar te vaccinat peste 2 săptămâni, peste 3 luni de zile, peste 4 luni de zile, până întrebarea, bine. Dar cum procedăm noi dacă numai ce am suportat maladia? Când totuși? Și asta este o problemă destul de mare. De ce destul de mare? Deoarece cetățenii pun întrebarea. Bine, vaccinarea simulează maladia. Dar eu am trecut maladia, da? Trebuia totuși să fim o lecție mai preciși, mai fierbi. Când și cum facem chestia asta? Nu te spuneam că se permite la 2 săptămâni, se recomandă la 3 luni și se obligă. Iată cu obligațiunile, noi stăm puțin mai prost, poate că este cazul să revenim pe unele. Da. Haideți să discutăm, doamna Revencu, despre aceste infografice. Am și în partea asta câteva, sunt mai șocante aici. Da, haideți să vorbim, eu o să le arăt la cameră, pentru că n-am reușit să le facem în program ca să le putem să le punem pe ecran, dar o să facem în felul următor. Eu o să le pun aici, avem datele săptămânale a campaniei de vaccinare COVID-19 de la începutul pandemiei până în prezent, dumneavoastră să le vedeți acolo și o să ne spuneți ce ar trebui să înțelegem din aceste informații. Da, aici sunt datele săptămânale, numărul lui pacienților, persoanelor vaccinate pe săptămână. Deci uitați, începutul campaniei de vaccinare în data de 2 martie, când am primit atunci loturile de AstraZeneca grație donației din România și a mers terapie intensivă la imunizare. Și uitați-vă, am ajuns în luna mai, când a crescut numărul de imunizări pe săptămână cu prima doză și erau săptămâni când aveam 80.000 de doze administrate, apoi 70.000 de doze. Și am ajuns la finele, deci, supravegherii, vorbesc de săptămâna 41, avem mai puțin de 25.000 de doze administrate și, practic, această situație se reflectă și în următorul infografic cu începutul valului 4. Și fiți atenți, perioada februarie, iată, uitați-vă, sfârșitul lunii ianuarie, perioada de februarie, ascensiunea valului 3 și noi suntem la valul 4. Practic, parcă ar fi în oglindă, da? O perioadă de acalmie și apoi crește. Și da. Iată, anume în perioada dată, a scăzut considerabil numărul persoanelor deci vaccinate. Deci noi suntem cam... Deci dacă analizăm acest infografic, eu aș merge cu un mesaj foarte clar. Deci toate persoanele care sunt în grup de risc, toate persoanele care sunt cu potențial și factor mare de a face boala COVID-19, trebuie să meargă la vaccinare. Eu nu zic că sunt obligații, da. Dar spun că trebuie să meargă la vaccinare. În primul rând, trebuie ei să se protejeze și semenii să se protejeze. Doi, în situația dată, odată ce am început vaccinarea în luna martie, da. Noi deja suntem la 6-a lună, da? La 6-a lună de la vaccinare și aici este altă infografică, aici este vorba de numărul de teste. Celălalt, da? Da. Deci aici din luna martie, iată, din luna martie, noi suntem
cam în luna octombrie, atât practic la mijlocul lunii octombrie, ar trebui, și noi deja am început a discuta în Comisia Națională de Experți Imunizare, necesitatea administrării doza 3 booster. Și iată, aici este o situație care vom veni cu recomandări posibil că săptămâna următoare, din motive că în Uniunea Europeană și în multe țări deja este recomandată o doză suplimentară de vaccin, anume persoanelor care sunt cu factori de risc foarte mari. Care aici? Sunt acele persoane? Exact. Aceste persoane... Ei, medicii, în primul rând, care lucrează... Medicii, terapie intensivă, da? Secția COVID, maladii cronice, persoanele cu vârsta mai mare de 60 de ani, maladii cronice, și aici fiți atenți că boala oncologică nu este contraindicație pentru Absolut. Vaccinare. El primul merge. Chimioterapia nu este contraindicație pentru vaccinare. Din contră, ei trebuie să meargă cu doza suplimentară, dacă nu s-au vaccinat. Asta e o întrebare foarte frecventă pe care am auzit-o. Dacă oamenii care sunt cu cancer, da? Ca să înțelesă oamenilor, pot să se vaccineze sau nu pot? Deci pot să se vaccineze chiar dacă fac chimioterapie? Ei trebuie să se vaccineze, aș spune altfel. Eu doresc ca să se protejeze și le spun că trebuie să vă vaccinați. Pacienții care au imunodeficiență, fie primară sau pe imunodeficiență dobândită, ei trebuie să meargă la vaccinare. Persoanele care primesc preparate așa numitele care suprimează imunitatea citostatice, trebuie să meargă la vaccinare, ei sunt foarte sensibili. În primul rând ei trebuie să meargă. Mai departe, sunt persoane care primesc hormoni, eu vorbesc de prednizolon cu doze mari și care le spune că e contraindicat. Nu, ei trebuie să meargă la vaccinare, să se protejeze dacă au doza mai mare de 20 mg pe zi. Eu vorbesc în termen ca persoana care mă aude cunoaște ce înseamnă. Da. Diabetul zahărat trebuie să meargă la vaccinare. SIDA trebuie să meargă la vaccinare. Mai este un subiect foarte sensibil pentru mine, admiterea la vaccinare a copiilor cu vârsta de la 12 ani. Da, despre ei vorbim, doar despre hipertensiv. Spuneți-ne dacă trebuie să se vaccineze și după asta intrăm în publicitate. Exact. Hipertensiunea arterială nu este contraindicație pentru vaccinare. Deci se pot vaccina, chiar dacă au tensiune. Mers, au stat, s-au supravegheat 15 minute, totul este bine și au mers acasă, liniștiți. Intrăm într-un bloc de publicitate și revenim cu celelalte infografice și mai șocante și mai interesante după publicitate. Datele pe țări și vreți să le analizăm? Da. Da. O să facem așa și dumneavoastră o să arătați cu... Da, o să mulțumesc. Deci, dacă există o ipoteză chiar întemeiată științific, da, ea are nevoie câteodată în timp confirme, este ori nu este acest un adevăr. Deci, dumneavoastră aveți pe această diagramă procentul de vaccinare în țările Uniunii Europene la data de 19 octombrie. Deci, sunt cele mai recente, da? Noi vedem în felul următor. Înseamnă că la polul cu cele mai mari vaccinări se află, deci, așa țări ca Portugalia, ca Danimarca, da? Da. Și la polul invers, cu regret, suntem noi și vecinii noștri nemijlociți. Eu vorbesc despre România, vorbesc despre Ucraina, vorbesc despre Bulgaria. Da? Deci, dacă să vorbim în cifre, dacă unele țări din Europa au atins limita de peste 80% de vaccinare a întregii populației, iar Europa are peste 55%, da? Păi aceste țări, noi avem peste 20, România are puțin peste 35. Da. Și cam așa stau întrebări. Deci în Ucraina procentul este și mai mic decât la noi. Nu este în această diagramă, nu se cunoaște, este și mai mic. Și haideți să comas ne uităm. Și Rusia e cu... Cam 36. Da, cam tot acolo, da. Cam alături de România. Da, deci, da, uitați și corelație directă, da? Deci dacă țările care au, da? E important să le vedeți cumva împreună pe aceste două diagrame. Deci avem aici, da, decesile în ultimele două săptămâni la 1 milion de populație. Deci o să facem așa. Deci facem așa. Deci iată cei care sunt pe ultimele locuri cu vaccinarea, da. Și iată, aceștia se regăsesc foarte bine în echipă,
în numărul deceselor. Deceselor, da? Deci cu un avantaj colosal, dacă nu mă greșesc, printre primele locuri, nu doar în Europa, dar chiar și la nivel mondial. Deci cam așa. Și țările care au atins cota de 70, 80, chiar 60, au un procent de letalitate mult mai mic. Mai este încă un grafic, asta este numărul de infectați. Aici sunt unele abateri, deci nu este o legătură directă, deși tot mai se regăsește. Noi găsim că în Anglia, Marea Britanie, procentul de infectare este destul de mare. Însă letalitatea este foarte mică, decesele sunt foarte mici. Noi nu găsim. Se află în polul acesta. Aha. Da, este infectare, însă decese nu sunt. Așa că la momentul dat, mi se pare că ipoteza că vaccinarea este absolut necesară și este practic unica soluție de a ieși din pandemie, este mai mult decât demonstrativă. Deci este evidentă. Da. Vreau să revenim un pic la situația din spitale și să vă întreb, eu știu că de obicei medicii discută cu pacienții, îl întreabă dacă s-a vaccinat, dacă crede în COVID sau nu crede în COVID, și dacă crede în COVID după ce a nimerit la terapie intensivă, de exemplu. Iată, ce cred oamenii ăștia care în mare parte ajung la terapie intensivă nevaccinați și după ce trec prin această boală, acele complicații foarte grave pe care le au în terapie intensivă. Spun direct, prind la minte sau nu prind la minte? Da, există astfel de situații când pacienții, chiar și înainte de intubare, în stare extrem de gravă, abia vorbesc și șoptesc doctorului că dar nu ar fi bine să mă vaccinați acum. Înainte de intubare. Deci înainte de intubare, din cei 100% care ajung la terapie intensivă, cam 20% noi intubăm. Ei, din acei 20% de pacienți care sunt intubați, supraviețuiesc cu 1-2, nu mai mulți. 18 decedează. Și iată, înainte de această fază, ei ajung și la ei că ar fi trebuit să se vaccineze. Dar este prea târziu. Prea târziu atunci. Evident că ar fi un suport foarte bun pentru noi să promovăm vaccinarea, să implicăm pacienții care au trecut prin faze grave și extrem de grave, uh-huh, să le vorbească celorlalți, uh-huh, despre tot ce au suferit ei atunci când au fost internați în spitale, mai cu seamă în terapie intensivă. Eu cred că, iată, în campaniile viitoare care Ministerul Sănătății le va implementa, începând chiar cu săptămâna viitoare, am înțeles că vor fi campanii de vaccinare în masa populației, ar trebui să utilizăm și această sursă de informare pentru cetățeni, să le vorbească cei care au trecut prin boală. Fiindcă ei sunt uneori foarte credibili, acești pacienți. Care, da. Și vreau să vă zic că, mai cu seamă în localitățile rurale, lumea cunoaște foarte bine cine a fost bolnav, cine a trecut prin spital cu această boală și așa mai departe. Vă referiți la oameni cunoscuți? Absolut, absolut. Care au trecut prin boală. Absolut. Da. Oameni cunoscuți în comunitate. Care să însoțească echipa de medici. Și ar trebui și ei să pună umărul și să ajute lucrătorii medicali ca să promoveze vaccinarea. Fiindcă, într-adevăr, iată aceste date pe care le-ați demonstrat anterior, deci ele sunt date la nivel european, deci nu țin de o țară sau de altă. Aceste date vin de la Organizația Mondială a Sănătății. Da. Două concluzii de bază din aceste date se pot trage. Prima, dacă avem un procent de vaccinare înalt, letalitatea scade drastic, da. Dar chiar dacă faci o boală COVID după vaccinare, nu ajungi în spital, faci o formă foarte ușoară. Două concluzii foarte esențiale. Și a treia concluzie este că poți la un moment dat să scapi de aceste restricții și să revii la un trai normal. Da, asta da.
Asta deja ține de activitatea economică, socială, absolut, și așa mai departe. Pentru că toți strigă că s-au săturat de restricții, că s-au săturat foarte măști. Dar... Și iată, în cazul acesta, eu zic că cei care s-au vaccinat trebuie să fie, care au trecut pe boală și s-au vaccinat, trebuie și ei să se implice în această campanie de vaccinare și să convingă vecinii săi, rudele sale, cunoscuții săi, să meargă la medic și să se vaccineze. Asta aș vrea să îndemn să facă toată lumea. Nu doresc nimărui să ajungă în spital, mai cu seamă la terapie intensivă. Și mai ales acum. Este ceva extraordinar de neplăcut pentru pacienți. Eu vreau să vă zic că din cauza faptului că respirația devine foarte și foarte îngreunată, foarte mulți pacienți sunt într-o depresie extraordinar de mare. Unii din ei au idei suicidale și așa mai departe, fiindcă ei se satură de durerile pe care ei le suportă în timpul fazei extrem de grave. Fiindcă mușchii nu rezistă, mușchii costali nu rezistă. Deci, și durerile sunt atât de mari că ei nu mai vor să respire. Și noi suntem nevoiți să introducem respirația mai întâi non-invazivă, iar pe urmă și cea invazivă. Dar durerile astea ce le provoacă? Deci mușchii intercostali lucrează foarte mult sub o presiune foarte înaltă și asta provoacă dureri. Da. Ca să înțelegeți, este lipsă de oxigen, organismul, omul începe a respira mai frecvent, dar mușchii intercostali sunt implicați. Și ei se epuizează un moment și doi, este și inflamația musculară, este vasculară. Vă zic că boala COVID este o boală sistemică până la urmă. Absolut. Dar dacă ești din această boală, ai și consecințe grave și de lungă durată, poți să ai probleme de somn, poți să ai probleme psihice, psihoemoționale, poți să ai probleme cardiovasculare, vasculare, din partea plămânilor nici nu mai spun, că din plămânul cel care a trecut prin COVID nu mai rămâne nimic și el să se restabilească, practic nu este acel plămân care a fost până acum. Pacienții care au trecut prin formele foarte grave le cade părul și devine, vă dați seama, femeia rămâne cu alopeție totală uneori, trebuie să poarte perucă. Deci este o situație destul de gravă și eu nu înțeleg de ce lumea până în prezent nu înțelege că orice pandemie care a existat până în prezent a fost stopată doar datorită vaccinării. Vaccinarea este o profilaxie specifică, deci ea te ajută să lupți cu boala, în paralel cu celelalte măsuri nespecifice. Spălatul mâinilor, respectarea distanței fizice, aerisirea încăperilor. Da, în general, cât poate dura un val mai întâi? Haideți așa să înțelegem. Și firmă că e important să înțelegem și cât poate dura o pandemie. Dar valul acesta. Noi din valul ăsta, când deci ieșim? Dacă populația nu se va vaccina, aceste valuri se vor repeta din 4 în 4 luni, frecvent de 2-3 ori pe an. Da. Poftim, ne uităm încă o dată la grafic și vă uitați. Deci aici a fost valul din toamnă și iată a fost o micșorare în luna decembrie, ianuarie, dacă vă reamintiți, dar nu a scăzut până în jos, până la platou, da? Dar mai departe, iată luna februarie, ascensiune, martie, aprilie și aici, grație introducerii vaccinării, a scăzut numărul de îmbolnăviri. Vedeți? Este o relație directă, practic. Acum, dacă noi nu ne vaccinăm, care sunt riscurile? În primul rând, să fie cât mai multe cazuri de îmbolnăviri, unul la mână, să avem foarte multe decese, pierderi, și asta este cel mai important când sunt pierderi, și altă variantă poate apărea. În situația când în societate este o pătură
nevaccinată foarte mare, da, atunci virusul poate să-și muteze și să-și găsească alte variante. Și nu se știe că varianta următoare să nu fie și mai gravă, și mai contagioasă. Dacă varianta de anul trecut, perioada de incubație era până la 10 zile, acum este 5-6 zile. Dacă anul trecut, perioada când starea se complica dramatic era la fel, la 10 zile, cum vorbeam, furtuna citochinică apărea la 10-a zi, da, acum ea apare la 5-a zi. Deci totul deci este mai rapid și mai rapid. Afectează plămânii în decurs de 6-7 ore. Haideți să explicăm ce înseamnă furtuna asta, pentru că des o folosesc mulți. Ce înseamnă, da? Deci este o persoană, face boală, da, face o boală parcă nu gravă, dar răspunsul la această infecție este altfel și noi începem să producem niște celule inflamatorii care inflamează practic tot organismul. Și ele se acumulează în timp și iată, dacă anul trecut era la 10 zi, acum peste o săptămână noi avem riscul. Deci ei și ajung la 5-a, 7-a zi în stare foarte gravă, fiindcă perioada asta de înrăutățire a stării este foarte rapidă. Eu pot să extrapolez ca și un exemplu la o altă boală sistemică, când timp de ore, pe ochii tăi, în ochii medicului, starea se agravează și tu practic nu poți salva. Deci, fix aceeași situație este și aici. Eu am să vă dau un exemplu concret. Zilele acestea noi l-am realizat, adică am urmărit în cadrul instituției noastre. Da. Deci dimineața pacientul avea 20% afectare plămânii. Da. Și până seara avea 80. Deci în câteva ore, 6-7 ore, că am făcut repetat tomografie computerizată, seara deja avea 80. Iată ce înseamnă furtună citocinică. Și el aflându-se adică, în instituția medicală nu poate fi blocat procedura. Nu poate. Asta e și toată problema. Că noi administrăm tot ce este necesar în terapie intensivă. Dar nu se oprește. Deci și lucrul ăsta nu se întâmplă numai în Chișinău sau în Moldova. Asta în toată lumea se întâmplă. Exact. Deci este așa o reacție exagerată a organismului la această infecție cu producerea mai multor cerule. Deci ce aș spune furtună? Este o catastrofă până la urmă. Deci omul arde. Haideți ca lumea să înțeleagă ce se întâmplă cu plămânul. Plămânul arde. El se topește pur și simplu. El era, iată, așa mai transparent și el practic este sur. N-are cu ce respira. Asta e o catastrofă. Și asta numai în cazul Delta sau și în cazul... Nu, erau și în cazul anul trecut, A și Delta, da. Vreau să termin cu furtuna asta citochinică, să-mi spun. Deci, înțelegeți ce se primește? Se primește ca o cascadă. Deci, celulele, tot timpul este un organ care se atacă. Deci, cazul dat, noi vorbim chiar în timpul pauzei, dacă dumneavoastră am spus că ținta, celula ținta, asta este endoteliu. Și iată, este afectată, se elimină substanțe biologic active, noi le numim, proinflamatorii. Și iată, aceste substanțe biologic active, proinflamatorii, ei pot măresc încă și mai tare permeabilitatea celulei, încă și mai tare polesc cascada aceasta de substanțe biologic active, proinflamatorii, care la un moment dat duc pur și simplu la fenoptoză, la deces, la moartea organismului. Deci asta, deci, m-am spus, ca o cascadă funcționează. Aici e problema. Și când noi spunem că atât de rapid se schimbă desenul pulmonar, nu este atât legat de procesul de inflamație, cât de procesul de hipercoagulare cu microtrombozie, microcirculație. De atât se întâmplă acest proces. Dacă un proces inflamatoriu are niște etape, are o perioadă oarecare care se dezvoltă, în timp se dezvoltă, microtromboza aceasta se dezvoltă foarte rapid. Și noi azi vedem dimineața, cum am spus, un tablou mai mult mai puțin acceptabil, monului, și peste 3, 4, 5, 6 ore noi vedem o opacitate totală. Da. Nu sunt mulți, dar 5-7% din pacienți care ajung la terapie intensivă fac aceste furtuni citocinice și nu pot să face nimic. Și asta se întâmplă tot din cauza că se adresează târziu. Da, foarte târziu. Noi acum, domnul Călugăreanu, uitați-vă, noi acum avem pacienți spitalizați, veniți, aduși de acasă cu ambulanță, spitalizați direct în terapie intensivă. Adică că înainte, în primele faze sau valuri, noi treceam întâi printr-o secție obișnuită, mare majoritate veneau prin secții obișnuite și doar numai cei care aveau complicații se duceau în terapie intensivă.
Acum jumătate din pacienți direct de acasă nemeresc în terapie intensivă. Și aceștia sunt persoanele sceptice, da, care nu au crezut în COVID, persoanele care nu au luat niciun tratament antiviral în prima fază, când acest tratament este cel mai eficient. Tratamentul antiviral este eficient în primele de la 0 până la 7-8 zi. Ăsta e tratamentul care luăm noi de obicei în tot felul de viroze. Asta, la asta vă referiți? Sau nu. Ce? Nu. Sau deci sunt antivirale speciale care s-a dovedit că au o eficiență de peste 50-60% în tratamentul COVID-ului. Fiindcă nici medicamente specifice noi nu avem în domeniul tratamentului COVID. Ei, și acești pacienți stau acasă 10-12 zile și pe urmă, deci insuficiența pulmonară este atât de gravă, oxigenarea scade brusc, de la 95 scade până la 60-50, uneori și 30% doar numai oxigen în sânge. Și evident că el nimerește direct în terapie intensivă. Da. Se tot discută, am văzut că deja și la nivel oficial și în Republica Moldova se discută despre pregătirea vaccinării minorilor. Vreau să discutăm un pic despre asta, pentru că îmi imaginez deja ce rezistență va apărea și în sensul ăsta. Spuneți-ne ce ar trebui să știe părinții legat de treaba asta. În primul rând, părinții trebuie să cunoască că COVID este și maladia poate afecta copilul de orice vârstă, începând de vârsta nou-născutului, terminând cu vârsta de 18 ani. În Republica Moldova, de la începutul pandemiei, sunt mai mult de 20.000 de copii infectați COVID-19. Ce înseamnă? Asta e copilul care nu mai s-a născut, nu mai a început să meargă, nu mai a plecat la școală, face boală și riscă fie să aibă complicații sau să primească niște complicații foarte serioase pulmonare. Deci problema este destul de serioasă și în toată lumea s-a demonstrat că în ultimul timp, mai ales varianta Delta și iată mai recent a apărut și varianta Delta Plus, da, afectează deja și tinerii și copiii. În structura la toate, numărul total de îmbolnăviri în țară și în alte țări, procentul afectării copiilor ajunge până la 20%, 20%. Deci fiecare a cincelea bolnav de COVID-19 este copil, de la 0 până la 18 ani. Da, într-adevăr, copiii fac formele mai ușoare. Da, într-adevăr, ei nu fac variantele grave și foarte puțini copii sunt în terapie intensivă și, practic, noi anul acesta, dacă am avut un singur copil decedat de COVID-19, da, este într-adevăr. Dar copiii pleacă la școală, copiii comunică și copiii sunt sursa de infectare. Copiii pot duce coronavirusul persoanelor apropiate, părinților și bunicilor. De ce în țările care și-au acoperit cu vaccinare mai mult de 70%, un mesaj a fost foarte clar. Pentru tineret, mergeți la vaccinare, protejați-vă rudele, protejați-vă bunei, mama, tata. Iar mama, tata stă acasă. Mama nu iese din casă. Ea este în vârstă mai mare de 60 de ani și ea stă în carantină, stă la izolare. Ea nu se infectează, iar voi nu vizitați. Și iată aceste țări care au respectat întocmai îndemnul guvernului, au ieșit cu bine și cu mai puține decese. Să ne întoarcem la vaccinarea copiilor, când a început vaccinarea copiilor. Deci în toată lumea vaccinarea copiilor a început odată cu aprobarea unor vaccinuri pentru utilizare la copii. Este vorba de luna mai anul 2021. Imediat cum Agenția Europeană a Medicamentului a aprobat acest vaccin pentru administrarea copiilor cu vârsta mai mare de 12 ani, de ziua copiilor, internațională copiilor, în 1 iunie, România a recomandat vaccinarea copiilor. Unde în Uniunea Europeană se administrează vaccinuri copiilor? Practic în toate țările. Care a început în luna iunie, care în luna august. Și-au vaccinat Irlanda mai mult de 80 de copii cu vârsta nominalizat cu acest vaccin. Germania mai târziu a început și acolo au fost careva discuții, dar lumea a înțeles că trebuie să meargă la școală și trebuie să învețe și ei au început vaccinarea în luna august.
Deci ăsta e un alt fel de vaccin pentru copii, înțelegem? Nu, este același vaccin care se utilizează, se administrează și la adulți. Vorbesc de un vaccin Comirnaty, care doar el sau Moderna, ele sunt aprobate pentru copii, celelalte nu. Vreau să zic că aceste vaccinuri, cum sunt Johnson, Moderna, ele au autorizare de urgență de utilizare, atunci când Pfizer-ul deja are o aprobare definitivă din Statele Unite ale Americii. Deci în Statele Unite ale Americii au fost vaccinat mai mult de 20 milioane de copii, cu vârsta de la 12 la 18 ani. Deja din luna decembrie, ianuarie, intenționează să înceapă imunizarea copiilor cu vârsta de la 5 ani. Aici va fi doza poate mai mică pentru ei, dar ei vor vaccina. Și la finele anului următor vor începe vaccina copiii de la 6 luni de zile. Lumea a înțeles că... Adică vaccinul ăsta intră în programul obișnuit de vaccinare a copiilor. Nu pot să spun că intră în programul obișnuit a copiilor. Eu pot să zic că este o vaccinare sezonieră, așa cum este vaccinarea antigripală, așa și este. Nu este în programul obligatoriu de vaccinare, cum știm la copii, dar este o vaccinare care este recomandată cu scopul profilaxiei. Dacă vorbim de vaccinarea la copii, vreau să atenționez că este sezonul rece și trebuie să înțelegem că trebuie să mergem și la vaccinarea antigripală. Și aici copiii la fel sunt cei mai vulnerabili și în unele țări merg la vaccinare, se recomandă copiilor de la vârsta de la 6 luni până la 5 ani să meargă la vaccinare. Apropo, asta și este și în România recomandat. Deci e o problemă destul de serioasă, fiindcă copiii, da, într-adevăr, fac forme asimptomatice, dar și maturii, majoritatea din ei fac formele asimptomatice. Mai mult de 80% din ei fac formele ușoare și grav medie, da? Da, în schimb, umblă cu COVID, dar, cum zicem. Dar ei merg la vaccinare. Păi, dacă și copiii fac formele mai ușoare, ei e purtători de această infecție, trebuie să fie protejați. La noi când începe vaccinarea la copii, ca să înțelegem, dacă putem să... Uitați-vă, este o problemă destul de, cum să vă zic, sensibilă pentru societatea noastră și eu înțeleg că odată ce noi ca și... Maturii n-am depășit încă bariera asta. Aici sunt două laturi ale acestei probleme. Prima, noi n-am imunizat completamente vârstnicii. Noi n-am vaccinat persoanele cu vârsta mai mare de 18 ani. Noi ne-am propus să vaccinăm pe ei primii, mai ales cei care sunt cu factori de risc major de a merge în terapie intensivă și de a deceda. Și ei, nevaccinându-se, practic nu permit să meargă vaccinarea pentru vârsta cealaltă. Înțelegeți? Iată care este. Deci aici trebuie să fie solidaritatea și dintr-o parte și din alta și responsabilitate până la urmă. Mai departe, eu cunosc situații chiar și din municipiul Chișinău, mulți părinți și multe familii ne întreabă când o să ne permite să mergem la vaccinare. Eu vreau să-mi vaccinez copilul. Ei pleacă în România și vaccinează copiii. Ei pleacă, chiar plecau că vaccinul Pfizer este recomandat copiilor de la 16 ani. Și ei mergeau în România și își vaccinau copiii. Când o să ne permiteți? Noi o să vă permitem, odată ce va crește numărul vaccinărilor, vaccinațiilor în rândul persoanelor adulte, imediat vom extinde și pentru copii. Dar intuiesc că ar trebui să începem în paralel această imunizare, din motiv că, de ce Germania a început să vaccineze copiii? Practic, prin ultimele țări au început să vaccina copiii când au văzut că crește în numărul îmbolnăvirilor în rândul acestui grup de vârstă, de la 12 ani. Și ei au dat start vaccinării copiilor. Da, pentru o concretizare. Comitetul Național de Experți în Imunizare a discutat
practic suntem 15 persoane în acest comitet, sunt persoane cu profesionali în epidemiologie, în imunologie, cu experiență mare în domeniul dat, care au aprobat mai multe vaccinuri în țară, care cunosc ce înseamnă a aproba, ce înseamnă a comunica, ce înseamnă a duce vaccinul la destinație. Și noi am discutat și am primit concluzia că recomandăm vaccinarea copiilor cu vârsta de la 12 ani cu prioritizarea copiilor care au maladii grave cronice, cum ar fi diabet, cum ar fi malformații cardiace congenitale, cum ar fi boală cronică renală, cum ar fi imunodeficiență. Deci boli cronice, ca să fie protejați acest copii în primul rând. Și dacă ne uităm în structura îmbolnăvirilor în copii, mai mult de 50% anume sunt copii cu vârsta de la 12 ani. Ei sunt cei mai mulți care se îmbolnăvesc. Și asta cum se explică? Păi ei comunică, ei sunt socializează, ei sunt persoanele care... Ei socializează. Da. Da. Vine iarna. Și ca să înțelegem, eu am, țin minte, anul trecut, așteptam să vină vara. Poate de la căldură virusul stochește și scăpăm de dânsul. Acum invers, vine iarna. Noi ce așteptăm în perioada asta rece a anului? Nu să mă expun. Un nou val sau... Da, dar uitați-vă, deja este un caz de grip în Republica Moldova. Cunoașteți că țara în sezonul rece începe a verifica la existența, da, la existența virusului, da? Și sunt așa sezonieră. Sezonieră, da. Aha. Gripă deja este, care este documentată și trebuie să cunoașteți că țara este așa numit un regim de santinelă care raportează și identifică noi tulpini de gripă în laboratoarele europene sau chiar și când se întreabă, dar ce variante la noi circulă în Republică? Da. Trebuie să cunoașteți că anumite probe se colectează într-un interval anumit și se trimit în laboratoarele europene certificate în Europa. În așa mod, noi luna iunie am primit rezultat, pentru prima dată, când Republica Moldova, din 15 probe, 12 erau cu varianta Delta. Așa și aici, avem caz de gripă, de aceea este sezonul rece care tradițional, și spuneam și vă anunțam, tradițional lunile octombrie, noiembrie, decembrie sunt luni cu infecții respiratorii acute. Acum coronavirusul a început a crește, apare gripa și suprapunerea lor, dar gripa ce înseamnă? Gripa este o boală care afectează tineretul. Foarte mulți tineri. Vă aduceți aminte anul 2009 când era epidemia cea de gripă și foarte multe femei gravide au fost bolnave și a fost deschisă o secție specială pentru ele și unele din ele și-au decedat. Da. Nu uit de întrebarea pe care am adresat-o, dar revenim la ea după pauza de publicitate și intrăm în ultima parte a emisiunii. Vedem ce se întâmplă, ce ne așteaptă iarna, ca să înțelegem. Nu știam că avem primul caz de gripă sezonieră deja în Republica Moldova. Revenim după pauză. Discutam în pauza de publicitate că virusul ăsta nu este unul obișnuit și cumva se comportă cam ciudat. Totuși, cine așteaptă iarna asta? Da, deci am vrut să iau cuvântul. Pe mine mă privește direct ce se întâmplă iarna aceasta. Da. Cum funcționează departamentul la Moldexpo? Deci, cu introducerea testelor rapide. Deci dacă înainte era clar, bolnavul întrunea definiția de caz suspect și era dus la noi. Da. Acum noi primim atât bolnavi care întrunesc definiția de caz suspect, cât și bolnavi confirmați prin testul rapid. Și noi primim. Avem departament stacionar, avem departament de triere. Noi foarte bine cunoaștem că anul trecut, nu prea e explicabil, însă a fost puțin gripă. A fost puțină grupă. Da, și lumea zicea că, nu lumea, unii medici spuneau că de atât ne-am protejat cu mască, nu a apărut gripa. Deci, ca regulă, gripa dă pe un an de zile de oarecare imunitate. Presupunem că anul acesta o să fie multă gripă. Și cum se procedează? Deci, când bolnavul face testul rapid și el este pozitiv, el este atribuit unui spital de referință, unui spital strategic, ori adus la Moldexpo. În momentul când testul rapid este negativ, însă este clinică evidentă,
de o pneumonie virală, da? El este adus la MoldExpo și noi respectiv îl testăm prin PCR. Da. Așa se procedează. Deci eu îmi dau seama ce se întâmplă acum când noi o să avem unda de gripă, da? Numărul de pacienți care vor fi adus la MoldExpo, presupun că o să fie destul de mare. Din ce cauză? Că chiar în momentul când pacientul un test rapid l-a prezentat ca negativ, însă el va avea o viroză, o viroză agresivă, el va fi adus la MoldExpo. Așa că ne așteptăm la o adresabilitate destul de înaltă parcursul iernii. Când mă întreabă, deci când cu valul 4 poate închidem această... Și noi așa parcă speram. Da, noi speram dacă cu valul 1 să se închidă. Cu regretia suntem a doilea an și cu certitudine de lucru o să avem la acest departament cel puțin până în primăvară. Deci nu scăpăm de... Nu scăpăm de această infecție, de orice și de gripă, nu scăpăm dacă nu ne vaccinăm. Asta este clar. Ce mai trebuie de demonstrat? Încă o dată, uitați-vă la țările Uniunii Europene, uitați-vă la Portugalia, uitați-vă la Danemarca, uitați-vă Germania, care a anunțat că de la mijlocul lunii noiembrie își scoate toate restricțiile acestea de urgență. De ce? Danemarca a scos deja. Domnul Vitalie, sunt puțin mai optimist în această privință. Nu știu de ce, cred că toată lumea, mai cu seamă cei care locuiesc în localitățile rurale, pe la sate, dar și în orașele mici, vara au avut mult de lucru, poate n-au timp să vaccineze, n-au timp să meargă la 15 medic, minute. Dar eu sunt convins că în următoarele săptămâni, reieșind și din pericolul pe care îl prezintă noua tulpină, De virus care este la noi acum în țară, care este cu mult mai periculoasă, reșind din toate aceste circunstanțe, lumea va înțelege și va merge la vaccinare. Asta presimt eu, fiindcă deja argumentele sunt foarte concludente că această boală este foarte periculoasă, ea poate să afecteze orice vârstă, nu doar numai pe cei bătrâni sau cu boli cronice. Și decesele sunt și printre cei de vârstă tânără. De aceea eu cred că toată lumea a înțeles și în următoarele săptămâni eu zic că populația ar trebui să susțină inițiativele care vin din partea lucrătorilor medicali, din partea organelor de conducere din sistemul sănătății. Și vor veni masiv la vaccinare. Eu susțin ce spune domnul director și cred că lumea a înțeles că nu există contraindicații dacă ești hipertensiv, dacă absolut, ai diabet, absolut, dacă ești gravid, dacă ești tânăr. Și aici eu aș vrea să îndemn și colegii mei care lucrează acum în medicina primară. În localități, deci primul contact orice pacient îl are cu medicul de familie. Deci aici eu aș îndemna acești colegi ai noștri ca ei să manifeste o atitudine proactivă în aceste proceduri de vaccinare. Adică să se ducă încă o dată în familie și să lămurească despre necesitatea vaccinării, fiindcă sunt și situații fericite când după aceste discuții cu familiile întregi au venit și s-au vaccinat. Da. Iată în acest... Asta pe de o parte, dacă ar mai face lucrul ăsta și primarul, preotul din sat. Și preotul din sat trebuie să meargă. Inclusiv cei care au fost prin spitale, preoții. Ar fi alt tablou. Care au fost la noi în spital, chiar îi îndemn pe toți. Serios? Foarte mulți au fost. Ați avut foarte mulți au fost. Da, foarte mulți preoți au fost în spital la noi. Deci s-au tratat. Chiar îi îndemn să vină sau să le spună enoreașilor la slujbe ca după slujba să meargă la vaccinare. Da. Vreau să discutăm un pic despre situația din România, pentru că noi nu suntem tare departe.
Și vedem că cumva parcă suntem înconjurați de o dramă ceea ce se întâmplă în România. Vedem amploarea care o capătă COVID-ul în Ucraina. Vedem ce se întâmplă în Rusia, unde lucrurile sunt grave de tot. Ce determină? Ce a determinat valul ăsta atât de mare în România? Haideți să discutăm concret dacă putem. Bine, România a început campania de vaccinare înainte. Și ei mergeau foarte bine. Procentul era foarte mare și noi dădeam exemplu România. Uitați-vă cât de masiv și bine. Și la un moment dat s-a stopat procesul de imunizare și practic acum se reflectă în tocmai această corelație directă între numărul pacienților, persoanelor vaccinate și numărul, cu cât este mai mic numărul vaccinat. Cauza este dezinformarea. Vă asigur, jumătate din cazurile care sunt... Și doi, alt factor este într-adevăr ceea ce spuneți, dezinformarea în masă și acele demonstrații care erau în centre, cum a fost București, antivaccinare, antiglobalizarea politică. Și acestea, da, și asta totul a dus la decese, la pierdere în societate. Asta este. Fix așa și la noi. Lumea nu înțelege, lumea se uită și crede în ceea ce e mai ușor de crezut. Da. Este mai complicat să înveți o biochimie sau o genetică sau o imunologie și să înțelegi mecanismele date. Este mai ușor să crezi că ți-a spune că nu te vaccina, că noi s-a prins gravidă, nu te vaccina, că uite, peste 5 ani să ai boală oncologică și altele. Păi bine, nu ieși afară, fiindcă poți să ieși afară și să ne merești un accident într-un tier sau nu te duci încolo, nu te du la mare, că poți să te înneci. Deci asta e, până la urmă și viața este un risc. Asta e. Și mai departe, totuși, partea aceasta, ceea ce a spus și domnul director, de biserică, o văd ca și o influență. Acolo cu fatul moaștelor foarte mare și nu se respectă în tocmai să fiu eu iertată, dar nu se respectă în tocmai acele măsuri igienice elementare. Da, ziceam că noi nu suntem tare departe de ei și mă gândeam, am văzut declarațiile făcute aseară de președintele Iohannis, care în sfârșit a venit cu niște restricții, ca să zic așa. Am văzut reacția medicilor azi, care au salutat aceste măsuri tardive, întârziate, spun ei. Și de aici următoarea întrebare. Noi ce așteptăm? Să ajungem în cifrele României ca să ne luăm niște măsuri? Vine sâmbătă-duminica. Eu sâmbătă-duminica de obicei stau și mă uit prin telefon. Câte live-uri de la nunți, unde lumea, fără măști, dansează, se țin de mână, mănâncă dintr-o farfurie. Și aveți în vedere, 70% nu sunt vaccinați. Exact. 30% numai din ei sunt vaccinați. Da, și un bun. Nici nu mai zic că acolo, sigur nu erau, ce am văzut eu pe internet în acele live-uri, nu erau 50 de persoane, erau mult mai mulți. Deci, eu de restricții, vreau să înțeleg, noi așteptăm dramă sau noi ce? Nu trebuie să așteptăm dramă, noi nu trebuie să așteptăm să crească până la infinit numărul deceselor, fiindcă asta e catastrofă. Trebuie să luăm exemplu de la alte țări unde guvernele, unde președintele, unde premierul foarte clar și ferm a impus exemplul Israelului. Exact. Timp de în ianuarie, februarie, cunosc din studenții noștri care erau plecați în Israel, nu s-au întors la noi în țară și nu au ieșit din țară până nu au primit două doze de vaccinare. Uh-huh. Acum, în toamnă, au anunțat doza 3. Nimeni nu a ieșit din țară dacă nu are doza 3 de vaccinare. Uh-huh. Vorbeam acum cu o persoană care a venit din Israel și întrebam cum de voi așa credeți și faceți totul și ați ajuns la așa un procent mare de imunizare, la care el mi-a spus foarte clar, eu nu trebuie să mă gândesc, este guvernul care se gândește și mă protejează și eu doar trebuie să respect. Absolut. Da. Cifrele de azi... Eu zic că acest instrument care este acum certificatul COVID este un instrument foarte bun. Acum el poate fi descărcat și el trebuie să fie utilizat la maximum.
În primul rând, acces în diverse instituții ale statului, dar și în instituțiile sociale, de menire socială. Cum verifici asta ca să aplici treaba asta? Pentru că dacă ne ducem la mall acum și o să vedeți, bun, acum deja e oră târziu, poate. Totul depinde, domnul, eu în cerere mare, dar vreau să spun că totul depinde și de noi personal și de indiferența noastră. Nu poți să pui lângă fiecare persoană un polițist și un carabinier. Nu, dar la intrare? La intrare, da, cu siguranță, dar mai depinde și, hai, la intrare nu s-a făcut, dar eu am intrat și am văzut că celălalt este fără mască, am intrat într-o leu și celălalt este fără mască și toți tac, toți sunt de indiferență. Uh-huh. Înțelegeți? Totul depinde și de guvern, și de stat, și de mult, dar și depinde și de noi foarte mult. Cum am zis, este obligațiune a noastră. Și responsabilitate. Responsabilitate, da. Da. Cifrele de ieri, mai mult de 2000 de cazuri, cifrele de azi, 1787 de cazuri, persoane infectate avem și 40 de morți. Deci, la capitolul morți am impresia că sunt cei mai mulți. Deci ne ducem... Încă n-am avut așa atât de multe. Ne ducem în sus tare. Din ceea ce vedem. Bun, haideți să înțelegem când se termină valul ăsta măcar, când înțelegem că ce urmează, când se termină deci valul. Deci noi doar nu mai putem face o previziune așa bazată pe experiența valurilor precedente. Deci probabil până pe data de 4-5 noiembrie noi vom avea cel mai înalt nivel de manifestare a acestei maladii, adică ca incidență. Pe urmă va începe micșorarea și totul depinde dacă în această perioadă noi vom reuși să vaccinăm cel puțin 50-60% din populație, ne putem aștepta că astfel de valuri mari nu vor fi pe viitor. Dar dacă nu, lucrul acesta se va repeta și anul viitor. Adică vom avea cel puțin 2-3 valuri. Și tot așa, din 4 în 4 luni, tot o să trecem prin valuri. Poate vor fi, dar iarăși, deci previziunile în această pandemie depind de o cifră foarte importantă, de gradul de cuprindere cu vaccinuri a populației. De vaccinare. De vaccinare. Deci dacă vom fi așa cu 30%, acest lucru se va repeta o dată la 3-4 luni. Da, cei care au luat vaccinul, de exemplu noi, da, perioada asta în care noi suntem protejați, ea, da, cât durează? Uitați-vă, ați primit vaccinul și chiar și studiul nostru sau analiza cazurilor, îmbolnăvirilor celor vaccinați și nevaccinați a demonstrat că vaccinurile care au fost aduse în țară ne protejează de formele foarte grave, mai bine zis, de îmbolnăviri 91%. 91%. Deci toate vaccinurile, da, nu am dezagregat pe tipul de vaccin, dar 91%. Deci dacă deja Uniunea Europeană recomandă doza booster și se recomandă la 6 luni de la ultima vaccinare, de exemplu 2 doze și la 6 luni mergem după la doza 6 luni. După 6 luni de la doza 2. Deci eu ziceam, deci că noi am făcut în luna martie, deci martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Da, doza 1, da, într-adevăr, doza 1 aici a fost, la 8 săptămâni doza 2, înseamnă că luna mai plus 6 este luna noiembrie. Deci în luna noiembrie nu ar trebui să mergem la doza 3 și sunt începem de la cele persoane, cum ar fi, da, terapie intensivă, reanimarea, lucrătorii medicali, persoanele după 65 de ani. Și cei cu factori de risc? Suntem pe final. Pe final suntem, domnul Crudu. Dumneavoastră, ce așteptați? Sfârșitul de an, cum vine spre noi? Pentru mine... pentru dumneavoastră, eu am înțeles deja cum vine. O să fie fierbinte. O să fie, o să fie COVID, o să am pacienți. Știți, noi când vorbim... de a introduce unele restricții, ori nu a introduce unele restricții, probabil pot fi introduse, însă ceea ce este recomandat, ceea ce este introdus, noi avem un sport național de a nu respecta. Ori o mulțime, da, de sfaturi, o mulțime de lucruri s-a spus, însă noi nu facem lucrul acesta, dar și nu avem efectul. Totodată, știți, procesul este epidemiologic, el nu este un proces stabil într-un moment.
Avem 2 ani de zile, este un proces dinamic și multe lucruri se schimbă. Și probabil trebuie puțin și abordările să le mai schimbăm, puțin de el. Da. Deci vrem, nu vrem, dar un număr foarte mare de pacienți. Ieșim deja din emisie? E bine, deci eu sunt optimist și da. Cred că acesta este ultimul val atât de masiv, mai departe vom trece într-o etapă izolier. De Doamne să fie ultimul val, doamnelor și domnilor, încheiem aici. Sperăm că am fost util pentru dumneavoastră. Mergeți la vaccinare ca să punem capăt odată acestui virus. Numai bine!